Bine v-am regăsit la o nouă lecție de matematică online. Sunt profesorul Adrian Ivan de la Liceul Teoretic Grigore Moisi din Tulcea și în cadrul întâlnirii de astăzi vom discuta despre inecuații în mulțimea numărelor întregi. Matematică, clasa a 6. Ce înțelegem prin inecuații? O expresie de formă a ori x plus b mai mare sau egal, mai mic sau egal, mai mic sau mai mare decât 0, în care a și b sunt numere întregi, a fiind diferit de 0, x, număr întreg, se numește inecuație în necunoscuta x. Să vedem cum rezolvăm o astfel de inecuație. În primul rând, trebuie să subliniem ce înseamnă soluția unei inecuații. Așadar, un număr întreg notat y se numește soluție a unei inecuații de tipul a ori x plus b mai mare sau egal decât 0, a și b numere întregi, a diferit de 0, dacă are loc relația a ori y plus b mai mare sau egal decât 0. Sau altfel spus, y verifică inecuația inițială. A rezolva o inecuație pe mulțimea numerelor întregi înseamnă a determina toate numerele întregi y care au proprietatea anterioară, a ori y plus b mai mare sau egal ca 0. Ar trebui să urmăm următorii pași. 1. Pentru rezolvarea inecuației a ori x plus b, spre exemplu mai mare sau egal ca 0, izolăm necunoscuta într-un membru al inegalității. Așadar, acest lucru putem face prin scăderea în ambii membri a lui b, obținând a ori x mai mare sau egal decât minus b. Apoi, la pasul 2, împărțim ambii membri ai noii inegalități prin a, acest lucru fiind posibil pentru că a e diferit de 0, și ținând cont că dacă a e mai mic ca 0, sensul inegalității se schimbă, iar pentru a mai mare ca 0, sensul inegalității se păstrează, așa cum vom vedea, putem obține una dintre situațiile următoare. X mai mic sau egal decât minus b pe a pentru a mai mic ca 0, respectiv x mai mare sau egal decât minus b pe a pentru a mai mare ca 0. În cele din urmă, alegem toate valorile întregi asociate necunoscute x, care verifică inegalitatea anterioară. Să probăm acest lucru prin câteva aplicații. 1. Rezolvați inecuațiile următoare. A mic. 2 ori x minus 3 mai mic sau egal decât 5 în mulțimea numerelor naturale. B mic. 3 ori x plus 2 mai mare strict ca 1 în mulțimea numerelor întregi. Pentru prima dintre aceste probleme avem 2 ori x minus 3 mai mic sau egal decât 5, adunând 3 în ambii membri ai inegalității, obținem 2 ori x minus 3 plus 3 mai mic sau egal decât 5 plus 3. Așadar, 2 ori x mai mic sau egal decât 8, apoi împărțim ambii membri ai noi inegalități prin 2, acesta fiind număr pozitiv, sensul inegalității rămâne neschimbat. Așadar, x mai mic sau egal decât 4. Din x număr natural, deducem că x poate lua una dintre valorile 0, 1, 2, 3 și 4. Așadar, x aparținând mulțimii 0, 1, 2, 3, 4 constituie soluții ale inecuației noastre pe mulțimea numerelor naturale. La punctul B avem de rezolvat inecuația 3 ori x plus 2 mai mare ca 1, adică 3 ori x plus 2 minus 2 mai mare decât 1 minus 2, am scăzut în ambii membri 2. Deci, obținem 3 ori x mai mare ca minus 1, de unde împărțind ambii membri ai inecuației prin 3, găsim că x e mai mare decât minus 1 pe 3.
dar x-ul este număr întreg, așadar vom alege toate numărele întregi mai mari decât minus 1 pe 3 strict. Deci, numerele 0, 1 și așa mai departe, adică numerele întregi, de aceea putem spune și scrie că x aparține lui n reprezintă soluțiile inecuației noastre. A doua aplicație ne cere să rezolvăm înmulțimea numerelor întregi următoarea inecuație. 3 ori paranteză 4 ori x plus 2 mai mic strict decât 20. Rezolvare. 3 pe lângă 4x plus 2 mai mic decât 20, desfacem parantezele respectând distributivitatea înmulțirii față de adunare, obținând 12x plus 6 mai mic decât 20. În urma acestei din urmă relații, prin izolarea necunoscutei într-un membru, acest lucru realizându-se adunând și scăzând 6 în ambii membri ai inegalității anterioare, obținem 12x mai mic decât 14, așadar x mai mic decât 14 supra 12, care în urma simplificării prin 2 a fracției 14 pe 12 conduce la relația x mai mic decât 7 pe 6. X fiind în schimb număr întreg, înseamnă că X va aparține mulțimii numerelor întregi de la minus infinit plecând, ajungând la minus 2, minus 1, 0 și 1. Acestea fiind soluțiile cele din urmă inecuații, care este echivalentă cu ecuația inițială, deci rămânând soluțiile ecuației inițiale. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă întâlnire online. La revedere!